Ne aflăm pe strada care îi poartă numele lui Kiril Botnari. Aici este mai mult o zonă industrială și nu veți găsi case de locuit. Anterior, în această regiune nu era nici măcar carosabil. Drumul a fost construit în totalitate anul trecut. Tot atunci a fost luată decizia ca strada să fie numită în cinstea tatălui primarului. Chiar și așa, până astăzi, unii localnici nu cunosc care este numele străzii. Bă, cunoașteți unde se află strada Kiril Botnari? Nu cunosc. Strada Kiril Botnar, unde se află? Kiril Botnaru? Nu știu. Îmi pare că în partea și aia, spre ăsta, tehnicul. Dar cum putem găsi noi strada Kiril Botnar? E că e asta, dus încolo. Strada Kiril Botnari a apărut în Hâncești în urma unei decizii adoptate de Consiliul Local după ce a fost inaugurată o nouă porțiune de drum. Я мало знаю улица Ботнаря, Люда. Не знаю, это новая. Кирилла Ботнаря, да? А вы знаете, кто это Кирилл Ботнарь? Нет, я честно не знаю. Ну и нил штим пе донсу, потому что ел ну иди Хынчешти. К чему меритат ел во страда, ну милелой, кум кредит? Ну, что, я... Poate că fiul său e primar. Tatăl meu a fost inginer constructor toată viața, la și foarte multe clădiri în oraș care sunt astăzi construite. Aceeași fabrică de vin, aceleași blocuri locative prin centrul orașului, sunt construite de dumnealui. Și mulți alți oameni îl cunosc destul de bine. Să vă explic și consilierea cui a fost decizia, care eu n-am avut nicio atribuție. Nu doar tatăl primarului are o stradă în Hâncești, ci și soacra acestuia, Nadejda Dobescu. Domnul Dobescu a fost director de școală, apoi de liceu, 40 de ani, numai în funcție de director. Dar a lucrat în această școală 50 ceva de ani. Este profesoară de engleză, este om emerit al Republicii Moldova. Puțini orășeni însă au putut să ne spună cine este Nadejda Dobescu și care a fost rolul ei asupra dezvoltării localității. Directoarea a lucrat mulți ani și primarul de oraș e ginerele. Și poate că și meritele, poate una și una e legat poate și chestiile astea. Dar ați auzit despre aceste străzi din Hâncești? Nu, prima dată. Dar cine sunt Kiril Botnar și Nadejda Dobescu? Kiril Botnar e primarul Hânceștului. Sau tatălui? Sau, de fapt, poate, da, el e Alexandru, da, Kiril Botnar, da, tatălui. Dar Nadejda, din păcate, nu vă pot spune. Kiril Botnar... Primar! Primar naș. А Надежда Добеску – это мама его жены. Primarul a spus că deocamdată pe aceste străzi nu au fost afișate plăcuțe cu numele celor două personalități din lipsă de bani. Alexandru Botnar deține funcția de primar din anul 2003, iar de 9 ani este membru PD.